Hei, salut mă băieți, eu sunt Benji și bine v-am regăsit la un nou video. Data asta o să facem ceva foarte neobișnuit pe canalul meu. Deci practic am citit știrea asta dimineața, a distribuit-o cineva pe Facebook și am spus: ce? Ce mă? Și după când mă duceam la chior să-mi iau apă, m-am gândit că ar trebui să fac un clip. Da. Să vă zic o mică poveste. Îl avem pe Ivan. Un nume foarte stereotipic, nu e un rus, e din Belarus. Pe aproape, aceeași mentalitate, aceeași construcție, la un moment dat a fost și aceeași țară, și el se dădea într-o zi cu tortivișca lui, cu parapanta asta, paratriche se cheamă. Nu pare deloc periculos, adică e total safe, stai suspendat de câteva corzi la câteva sute de metri înălțime, ce ar putea să meargă greșit. Se rupă corzile alea, mă gândesc, că exact asta s-a întâmplat. Băiatul a făcut accident, a picat. După ce se dezmedicește, el zice că se simte bine. Zice, mă, hai că mă ridic, voi vedea cum o căra chestia asta de aici, s-o repar. Pariu că se îngrijora cum o să o repare sau că o să îl certe nevastă sa că a făcut accident. Când o se ridice, vede că nu poate. Ceva îl ținea în loc. Zice, bă, ce se întâmplă? Se uită și ce să vedeți? Avea înfipt în umăr un copac. Bine, mai era o creangă din copac. Deci, să că eu nu înțeleg o chestie, bă, eu nu înțeleg o chestie. Bun, deci partea asta e înfiptă în el, da? A intrat pe aici, ca așa ar fi logic, a intrat prin față, unde parte mai subțire, cum a intrat din spate? Nu înțeleg, nu înțeleg. Cum se întâmplă? Cum se întâmplă o fază de asta? Zice că vreau să mă ridic, să merg, dar văd că mă ține ceva. Verific și văd că un buștean gigantic, nu era chiar gigantic, e înfipt în umărul meu. What? Deci, stai puțin, aici a intrat în spațiu dintre os și piele sau cum, că nu cred că i-a trecut prin umăr, că văd că se încordează. Și partea cea mai tare, la spital strigă: I am Groot. Mă, băieți, uitați. Nu l-au scos martorii ca să nu sângereze până la moarte, ce au făcut bine, au tăiat efectiv copacul cu tot, l-au dezbrăcat și l-au adus aici la spital să îl scoată. În fotografia asta se vede mai bine, am pis tot stratul ăla cu mușchi și carne în exterior, dinspre os, se vede că e o buclă aici. El e gen: da, îmi pierd aici timpul. Acum știți la ce se gândește cum să-și repare aia, vă garantez eu. Uitați-vă la fotografia asta, bă. Un tip cu bușteanul înfipt în umăr, sângerând, se încordează pentru poza de pe Facebook. Rașa. Aoleu. Ivan Krasovski. GG, un badass adevărat. No, voi ce ziceți, mă, voi de știrea asta? O să vă las linkul în descriere să citiți voi detaliile. Poate o să mai caut o știri interesante să vi le prezint. Cu toate că știu că mulți dintre voi plecați dinspre televiziune pentru că e toată partea asta cu senzaționalismul, dacă e și ăsta un cuvânt. Cu toate că și pe YouTube există ceva ce se cheamă clickbait. Nu putem numi clipul ăsta clickbait pentru că, în ciuda tuturor așteptărilor, chiar s-a întâmplat chestia asta. Și imaginați-vă că nu e o poză, imaginați-vă că e un filmuleț. Imaginați-vă că îl vedeți pe tipul ăsta stând acolo vorbind cu cineva, cu uite-i bușteanul în umăr, el mișcându-se așa. Băi, ce mă? Nice. Bun băieți, ăsta a fost tot clipul. Am fost Benji și dacă e totul bine, sper să ne auzim curând. Salut!